Proiectul depus de consiliile județene Suceava și Iași pentru reabilitarea drumurilor care leagă cele două județe ar putea intra la finanțare anul viitor, însă lucrările ar putea să înceapă abia la începutul anului 2018. Este cel mai fericit scenariu, susține Vasile Asandei, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. El își parcurge etapa de evaluare, selecție, contractare, de fapt evaluare și contractare, nu mai este selecție. După aceea vor urma procedurile de achiziție și astea vor dura. Să sperăm că toate aceste proceduri vor putea fi parcurse în cursul anului 2017. De putea din 2018 sau? Posibil la sfârșitul anului 2017 sau de la începutul anului 2018, dacă suntem în calendar cu toate procedurile. Patru dintre arterele care vor fi reabilitate prin proiectul în valoare de peste 74 de milioane de euro se află pe raza județului Suceava. Este vorba despre limita județului Iași, drumul Dolhasca-Suceava-Ipotești-Bosanci-Udești-Liteni-Dolhasca, Suceava-Frumoasa-Liteni și Liteni-Stroiești-Costâna-Dărmănești. Cele patru drumuri deservesc aproximativ 40.000 de oameni.